Mamy słowo zaryte papierna. În timp ce pregăteam următorul proiect, această centruță pentru fetițe, mi-a venit ideea să lucrez în duo, centruță pentru mama și fetiță. Eu am folosit firul în culoarea alb, roz și verde, aceleași fire care am pregătit pentru proiectul mama și pe mine m-am gândit foarte mult această idee. Nu am lucrat niciodată în acest mod. De aceea, astăzi vin în fața dumneavoastră cu acest proiect, mama și fetița, gentuță, pentru o frumoasă după amiază în parc, în o gentuță care se pune în portofelul, telefonul, batistuță, culoarea, de care este culoarea alb, verdele este foarte important, puteți alege nuanța dorită de dumneavoastră, chiar culoarea lalelelor pe care le vom lucra poate fi în funcție de dorință dumneavoastră. Eu voi lucra cu aceeași culoare, cu roz, deoarece așa cum vă spuneam, vreau să creez acest proiect, mamă și fetiță. Voi folosi cuțitul cu numărul 3 și jumătate, după care, bineînțeles, vom avea nevoie de foarte și apă pentru cuțit lână. În culoarea alb, eu voi începe pentru a lucra gentuța pentru mamă. Voi începe pe un număr de 27 de ochiuri de lanț, iar pentru fetiță vor fi 21. Modul de lucru este identic, diferența este doar acest număr de ochiuri de lanț de început. Numărul de ochiuri de lanț trebuie să fie divizibil cu 3, deci fetița 21, mama 27. Și vom începe lucrarea în 3, 4, 5. Am montat cele 27 ochiuri de lanț. În acest moment eu voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul 1 pe celul dublu, firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet, lucrând din nou un piciorul dublu. Vom continua lucrând piciorul dublu în corespondența fiecărui ochi de lanț până la sfârșitul rândului. Ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț, vom face un număr de 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, cel de 6-lea piciorul dublu, după care vom continua lucrând piciorușe duble, prinzând în același timp și acest capăt de fir pentru a da stabilitate. Deci ne vom întoarce pe partea cealaltă și vom continua lucrând piciorușe duble. În același mod veți face și dumneavoastră, iar noi ne întâlnim la capătul rândului și vom continua. Ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț, vom lucra din nou cele 6 piciorușe duble, astfel vom realiza cea de-a doua înmulțire. Avem deja 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picior dublu, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondență celui de-al 3-lea ochi de lanț din primul picioruș. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în continuare vom lucra piciorușe duble până în corespondența înmulțirilor. Acum ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea. Am ajuns în corespondența celor 6 piciorușe înmulțite. Aici, în corespondența fiecărui picioruș,
noi può faccio troppo emozione già prima c'è andiamo c'è da tre emozioni a cincia ammorzire si ultima facciamo realizzare se lasciasse ammorzire a un buon continuare con piccio rosso in doble adesso proprio trovo il piccio rosso doble con la sfasciatura in due onde gonfia ci dando la serie di ammorzire e noi ne vom rientrare poi realizzarci c'è la tua serie di ammorzire vabbè prima comunque c'è la tua ammorzire Quattro a cinque sì, cioè lasciarsi ammorzire realizzatasi già stavo chiedendo a copiare a un'eca in corrispondenza saluta il credo di Ranz in primo piccio russo continua con tre occhi di Ranz carezzando con un piccio russo dubbio su con lucrante un nuovo piccio russo dubbio con una corrispondenza prime ammorzire e ci ne vogliamo terminare già scappato aggiunse in corrispondenza prima il morsi non può lucrare un primo il piccio russo dubbio con pace o morsine un piccio russo dubbio normal o normatore a poi tenno o morsire un piccio russo dubbio se vom aver chance di ammorzire separate decote un piccio russo dubbio fiecare ammorzire ammorzire c'è da tre piccio russo dubbio c'è da quattro ammorzire dubbio aggiungere ammorzire un piccio russo dubbio ultima ammorzire un piccio russo dubbio ma c'è la sua con un grado su centruzza pento fetizza sa con pascuniamo dove c'è di quello dar numero occhio dolor e care un cornetto di creare un continuare va fatto che c'è questo dubbio poi una corrispondenza urmatore e morti aggiunse la capa torrendole in corrispondenza prima un mozzire può lucrare una certa smolta un mozzire un piccio russo dubbio semplice può ripetere lasciar se vuoi ma che può aggiungere la spostita la testa di rango c'è già da due mozzire piccio russo dubbio
de trei înmulțiri. Cerdeți dublu. A patra înmulțiri. Deci pusul dublu. De cincea înmulțire. Deci pusul dublu. Iar acum vom realiza ultima înmulțire. Și piciorul sunt dublu, după care vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea rând de lanț din primul picioros. Fir alunecat. Voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioros dublu, după care voi lucra piciorusul dublu în corespondența fiecărui picioros, însă voi intra doar în partea a doua. Nu voi lua piciorusul întreg, ci doar partea din spate, deci vom lucra de club. Același procedeu va fi și pentru genunchiuța petiței. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, în rând de piciorușe duble. Deci doar partea din spate a fiecărui picioruș. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Deci am ajuns la capătul rândului lucrat în declub. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea rând de lanț din primul picioruș. Voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Și din acest moment, noi vom lucra două rânduri de piciorușe duble. Deci, cu corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom lucra câte un picioruș dublu, vom realiza două astfel de rânduri. Am ajuns la capătul celui de-al doilea rând de piciorușe duble. Acum voi închide rândul cu fir alunecat. Voi lăsa firul, nu îl voi scurta, însă voi atașa culoarea verde. Voi începe aici și voi face... Vom trage bine firul alb, voi ține capătul de fir, îl voi prinde în lucrare, voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, voi închide împreună două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat și voi închide totul împreună. Firul pe croșet. Voi sări două piciorușe de bază, 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea. Și aici voi lucra un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat e voi închide împreună, două ochiuri de lanț de separare și voi continua cu următoarele două piciorușe duble neterminate, deci totul va fi în corespondența acestui picioruș. Am lucrat cele două piciorușe duble neterminate, voi închide totul, voi sări din nou două piciorușe de bază, voi intra în corespondență celui de-al treilea și voi repeta un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, închidem totul împreună, două ochiuri de lanț de separare și continui cu cele două piciorușe duble neterminate,
le voi include împreună și felul acesta vom lucra acest rând. După ce am lucrat ultimul grup de picioruse duble, vom închide cu fir alunecat în corespondență primului picioruș dublu realizat la începutul acestui rând. Cu firul alunecat voi ajunge în spațiu format din cele două ochiuri de lanț de separare. Voi lăsa firul de culoare verde deoparte și voi atașa firul roz, așa cum spuneam, dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită de dumneavoastră. Aici voi lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui piciuruș dublu. Din nou, acest capăt de fir nu îl voi tăia, ci îl voi lăsa atașa lucrării. Deci, am lucrat aceste trei ochiuri de lanț, voi lua firul de croșet, voi intra și voi forma un punct pus luat de trei ori pe croșet. Voi închide totul, voi intra și voi forma cel de-al doilea punct pus, 1, 2, cea de-a treia oară, voi închide totul. După care, în corespondența acelui spațiu, voi forma cel de-a treilea punct pus, o dată, de două ori, de trei ori pe croșet, voi închide totul împreună. După ce am închis totul împreună, voi trage un pic acest fir, voi intra în corespondența punctului unde am închis primul punct pus și voi închide totul cu fir alunecat, care acum nu vrea să mă alunece. Voi face trei ochiuri de lanț de separare, voi lua firul de croșet și voi intra în următorul spațiu. Și aici voi face 1, 2, 3, primul punct pus, îl voi închide, cel de-al doilea punct pus, 1, 2, 3, voi închide totul. Cel de-al treilea punct pus, în corespondența acelui spațiu, a doua oară, am luat pe croșet, a treia oară, voi închide totul, voi trage firul, voi intra în corespondență ochiul unde am închis primul punct pus și voi închide totul cu fir alunecat. Vom forma aceste laiele. Acum voi face trei ochiuri de lanț, de separat, și voi intra în următorul spațiu. Lucrând în același mod, voi forma primul punct pus, 1, 2, 3, voi închide totul, cel de-al doilea punct pus, 1, 2, 3, voi închide totul, cel de-al treilea punct pus, 1, 2, 3, voi închide totul, voi trage firul și mă voi întoarce să formez laleaua. Trei ochiuri de lanț și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele trei ochiuri de lanț de separare și voi închide în corespondența piciorușului unde am închis prima lalea. Vom închide totul cu fir alunecat. În acest moment vom relua din nou firul alb. Vă amintiți că nu l-am tăiat. Dacă puteți lucra fără să le tăiați, ar fi cel mai bine. Și voi continua în felul următor. Deci voi relua firul alb, voi face aici un picioruș în fir alunecat. Cu fir alunecat voi intra în spațiu format de cele trei ochiuri de lanț și voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui piciorus dublu, cel de-al doilea piciorus dublu în corespondența aceluiași spațiu, cel de-al treilea piciorus dublu în corespondența aceluiași spațiu și voi trece în spațiul următor lucrând din nou cele trei piciorușe duble, doilea și cel de-al treilea. În spațiul următor voi face din nou cele trei
Sì, dove? Due. Și trei. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. După ce am lucrat cerușele duble în toate spațiile, vom închide cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ori de lanț din primul picioruș. Vom da firul alb de o parte și vom relua firul verde. Vom reîncepe lucrând cele trei ochiuri de lanț care țin locul 1 picioruș dublu, după care voi face cel de-al doilea picioruș dublu, le voi închide două ochiuri de lanț de separare, urmate de celelalte două piciorușe duble, neterminate, care le vom închide împreună. Vom salta din nou două piciorușe de bază, vom intra în cel de-al treilea și vom repeta, practic, vom repeta primul și cel de-al doilea rând cu verde și cu roz, vom face două rânduri identice. Acum noi vom lucra singure acesta și ne vom reîntâlni. Deci am două piciorușe duble neterminate, închid totul. După ce am terminat rândul verde, vom închide cu fir alunecat și acest rând. Acum vom scurta firul și vom da deoparte acel fir. Vom închide aici. Vom trece din nou la culoarea roz și vom repeta din nou rândul lalelelor. Vom intra în corespondența acestui prim spațiu, format din cele două ochiuri de lanț. Voi face cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi voi intra și voi face primul punct, deci de trei ori pe crochet. Voi închide totul, voi continua cu cel de-al doilea punct puf, deja l-am lucrat, voi închide totul, cel de-al treilea punct puf, doi și a treia oară pe crochet, vom închide totul, tragem firul, deci practic repetăm ceea ce am lucrat deja până acum, vom închide și aceasta. La lea vom face trei ochiuri de lanț de separare și vom trece în următorul spațiu format din ochiurile de lanț, formând din nou următoarea la lea. Deci, așa cum vă spuneam, vom repeta rândul care deja am învățat să facem. Vom face și cel de-al treilea puf. După care vom continua singure. Voi închide cu fir alunecat, îi face cele trei ochiuri de lanț și continuăm. Deci ne vom întâlni și la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, după ce am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare, vom închide cu fir alunecat corespondența punctului unde am închis prima lalea. Vom scurta firul și vom închide rândul. Vom relua din nou firul alb. Vă amintiți că l-am lăsat aici în interior și vom repeta exact același rând. Deci voi intra în primul spațiu și voi face trei ochi de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi intra în spațiul următor, voi lua și firul cu mine, să-i dau un pic de stabilitate. În următorul spațiu, format din cele trei ochi de lanț, unde voi lucra din nou cele trei picioruși duble. Deci, practic, repetăm. Rândul următor, deja vom schimba modelul. Deci, în următorul, din nou, următorul spațiu, vom lucra și cu trei picioruși duble. Și astfel vom continua pe întreg parcursul rândului.
Am ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu firul alunecat în corespondența celui de-al treilea lutenant din primul piciorus. Voi continua lucrând. Trei ochiuri de lanț care țin locul unui piciorus dulbu, firul pe croșet, și voi intra în corespondența celui de-al treilea piciorus. Deci, în primul am făcut cele trei ochiuri de lanț, voi sări unul, voi intra în corespondența celui de-al treilea. Pe dedesubt. Deci voi lucra în relief și voi face un piciorus dublu, cel de-al doilea piciorus dublu, cel de-al treilea piciorus dublu. Ne este foarte ușor să individuăm locul unde vom face aceste piciorușe. După cum vedeți, avem grup, următorul grup de trei, vom sări aceste două, vom intra de pe subtul celui de-al treilea și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, deci vom lucra în relief. Voi trece la următorul, în același mod voi lucra. Am intrat de desubt celui de-al treilea picioruș și voi lucra cele trei piciorușe duble. În același mod eu am lucrat și la gentuță pentru fetiță. Dacă puteți să vedeți, dă o notă deosebită. Aici pentru fetiță eu am lucrat 1, 2, 3, 4, 5 rânduri în acest mod. Pentru mama, pentru că va fi un pic mai mare gentuță, eu propun să lucrăm 8 rânduri. Deci 8 rânduri vom lucra în acest mod. În momentul în care noi vom ajunge la capătul rândului, ne vom reîntâlni pentru a vedea cum închidem acest rând și cum pornim următorul. Până atunci vom lucra singure. După cum puteți vedea, am ajuns la capătul primului rând, vom închide cu firul alunecat în corespondența celui de-al treilea ordenanț din acest picioruș singur care îl avem. Voi continua lucrând din nou cele trei ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi intra din nou pe dedesubtul celui de-al treilea picioruș dublu și voi lucra cele trei piciorușe duble în relief. Uitați-vă, în acest mod. Deci, nu este greu. Vom trece în următorul. Din nou, în corespondența celui de-al treilea. Picioruș dublu. Noi vom intra pe dedesubtul acestuia și vom lucra cele trei piciorușe duble în relief. Așa trebuie să se prezinte. Deci, vom face un total de 8 rânduri în acest mod. După ce am lucrat cele 8 rânduri de piciorușe duble în relief, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ordenanț din primul picioruș. Apoi vom continua lucrând piciorușe scurte în corespondență fiecărui picioruș din rândul anterior și vom lucra două rânduri de piciorușe scurte. Deci vom lucra singure și ne vom reîntâlni două rânduri de piciorușe scurte. Lucrate și cele două rânduri de piciorușe scurte, vom tăia firul și vom închide rândul în felul acesta. Din acest moment vom lua din nou firul de culoare roz și voi intra câteva ochiuri înaintea locului unde am închis acest rând și voi face un rând de pasul lacului. Vedeți, am intrat în corespondență unui picior scurt, am făcut un alternanț, îl voi face pe cel de-al doilea, mă voi întoarce în piciorul din spate și voi închide. Pasul racului l-ați văzut de multe ori, l-am lucrat noi pentru câteva lucrări. Deci, de jur împrejur vom face un rând de pasul racului, iar apoi
ne vom întâlni pentru a finaliza acest proiect. Așa se prezintă. După ce am făcut picerul racului, am ajuns la capătul rândului, voi scurta firul și, bineînțeles, voi închide rândul. Capetele de fire le vom ascunde în modul în care acestea să nu se vadă. Le vom ascunde fie cu croșetul, fie cu acul de cus. Așa, acum vom trece la tortițe. După cum ați văzut aici pentru fetițe, eu am făcut două tortițe. Am pus pentru fiecare câte 60 de ochiuri de naș. Pentru mama, eu propun să facem una singură, astfel pentru a putea fi pus pe umăr sau la dorința dumneavoastră, veți face așa cum doriți. Eu propun să facem una singură. Am montat deja un număr de 130 de ochiuri de lanț. După ce am montat aceste 130 de ochiuri de lanț, deci aceasta va fi lucrată în același mod cum este lucrată și la fetiță. Mă voi întoarce înapoi picerușe scurte și voi face un rând de picerușe scurte de jur împrejur. Deci pe această parte a rândului, după care ne vom întoarce pe partea cealaltă cu picerușe scurte. Și vom continua să lucrăm singure. După ce am lucrat piciorușe scurte de jur împrejur, deci pe ambele părți ale ochiurilor de lanț care au fost montate, voi scurta firul, voi închide această parte a lucrării, capătul de fir apoi îl vom ascunde. Voi adăsa din nou culoarea roz și din nou de jur împrejur voi face pasul racului. Voi începe în modul în care, în momentul în care voi închide și acest rând, se pot ascunde capetele de fire. Deci voi face piciorușul scurt, unul de lanț și mă voi întoarce în corespondența fiecărui ochi. Felul acesta. Deci, de jur împrejur vom face pasul racului. În același mod am lucrat și tortițele pentru gentuța fetiței. Iar noi vom lucra singure și ne vom întâlni la finalul lucrării. Am încheiat și această parte a lucrării. Uitați-vă, tortița noastră este gata, voi scurta firul, voi închide rândul, vom ascunde capetele de fire și vom coase tortița genții noastre. Vom face singură, o vom fixa de o parte și pe cealaltă, după care vom încheia acest frumos tutorial. Doamnelor, eu am pus și tortița la gentuța pentru mama. Aceasta este cea pentru fetița care v-am prezentat-o. Eu sper să vă placă acest proiect, eu sper să îmbrățișați cu drag această idee. Și dacă v-a plăcut ceea ce am realizat împreună, eu am făcut un maraton pentru a le lucra. Dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți, dacă doriți și mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc de fiecare dintre dumneavoastră, iar tuturor celor care mâine își servează ziua numelui, Georgeta, le doresc un călduros la mulți ani. La revedere, vă salută, Tatiana!